Urmează o colindă bine cunoscută de dumneavoastră din repertoriul internațional, dar scrisă de un german. Thank you.
cântă cu limba românească, o să ne cunoașteți imediat. Părinți, o mare parte din, să zicem,
o parte din membrii noștri care au origine germană încă mai vorbesc și înțeleg limba germană. Din păcate, la activitățile noastre nu putem să ne desfășurăm în limba germană pentru că ne-am adresat unui auditoriu mai redus și ceilalți domn și domn ne-ar aștepta traducere sau... De asta, cred că în sinea dumneavoastră simțiți totuși că vă aflați la o manifestare culturală a formului a germanilor. Noi vrem să transmitem un mesaj deosebit de clar. Noi existăm ca forum pentru a ne manifesta atât din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere al tradițiilor, al religiei și al limbii germane. Noi nu suntem o formațiune în care să predomine ambiții politice și să avem nici cea mai mică tentă politică, pentru că nu ne caracterizează, cel puțin de când conduc în formă. Asta înseamnă, conform statutului, că fiecare din membrii noștri poate să aibă opțiune politică, poate să se înscrie în orice partid care vrea, poate să fie și în conducerea unei filiale de partid, dar ca să nu fie în conducerea mea și a conducerii formă. Atâta este diferența. Deci dacă ești undeva la un alt partid, în conducere nu poți să fii și la formă în conducere. În schimb, cam e pur și simplu poți să fii. Așa. Deci am început, am terminat, am vorbit cam mult. Astăzi mai avem încă un program cultural continuat de invitații noștri de la Ajut, prietenii domnului Stroie, și vreau să vă spun că acești domni au fost alături de noi la primul Oktoberfest în 2011, dacă nu știu. Deci vă dați seama, sunt ceva ani de atunci în fața sălii sporturilor și ne-au încântat destul de multe cu muzica dumneavoastră, care este două zile și probabil în totalitate mai multe ori. Aș mai vrea să vă mai spun câte ceva, totuși, că este ultima întâlnire pe anul ăsta și totuși putem să considerăm că doamna de la bucătărie puteți să începeți, da? Să puteți să serviți. Vreau să vă mai spun că noi, de regulă, ne întâlnim la activitățile culturale și, în particular, avem posibilitatea să ne întâlnim cu diversi membri ai noștri care au probleme la sediul unității noastre, a organizației noastre pe Miron Costin, la blocul 4, unde avem sediul. Pe vremuri, fiind organizația fiind mai puțin numeroasă, ne întâlneam acolo și făceam diverse activități. Dar vă dați seama că, în condițiile de astăzi, nu am putea să ne manifestăm nici măcar a 10-a parte în sediul nostru de 58 de metri pătrați. Acolo facem ședințe, acolo avem documentele, acolo avem un perete, de acum am început al doilea, cu diplome de participare a formației Zwei mal zwei, prezent, a fost Zwei plus, a fost și Zwei, simplu, duo. Vreau să vă spun că sunt bucuros, chiar foarte bucuros, să anunț că la ultima ședință a Consiliului nostru de conducere a forumului, care s-a ținut fix ca o teleconferință, s-a ținut online la telefon, pentru că subsemnat a fost bolnav și n-am putut să ne întâlnim, am aprobat în unanimitate intrarea în forumului nostru a nici mai mult, nici mai puțin de 8 persoane. Este vorba de familia Simionesie, mulțumim, de familia Boană și de doamna profesor Șilă Adele cu familia dumneiei. Este doamna profesorul, vă pot spune că este profesor de limba germană, cele două fiice și cuginele.
Și în prezent mai port discuții cu un domn care este de profesie inginer, care ar vrea să vină ca susținător în forum. Eu spun că porțile forumului sunt clar deschise, prin statutul nostru, oricine se poate scrie. Nu este obligatoriu să fie etnic german, dar că la înscriere va avea două posibilități de participare, ca simpatizant sau cu membru prim. Însă, din punct de vedere al activității și al, hai să spunem, beneficiilor, nu este nicio diferență între membrii prim și membrii simpatizanți. Am spus că urmează o pauză de masă, spunându-vă că noi avem de plătit o contribuție numită cotizație, care, dacă îi spun că este simbolică, este prea puțin spus, chiar simbolică. Este vorba de 2 lei pentru un salariat pe lună și 1 leu pentru un pensionar. Ce înseamnă astăzi 1 leu? Nici măcar un bilet de autobuz. La 2 lei. Deci noi nu ne bazăm în activitatea noastră pe aceste cotizații, deci ca să fie treaba clară celor care au trecut pe la doamna grădinaru sau dacă nu au trecut, o vor face. Nu ne bazăm pe asta. Forumul Democrat al Germanilor este finanțat din Departamentul de Relații Interetnice din cadrul Guvernului României, finanțat atât pentru cheltuielile de buget de administrare, care se fac în baza unui plan, un plan depus un an înainte, știți dumneavoastră care lucrați cum e cu plan, și pentru activitățile culturale, pentru care se depun proiecte cu un an înainte, se prevede cam cât costă o astfel de activitate, trebuie prezentat acolo ce faci, care e populația țintă, care sunt participanții, care sunt cheltuieli, transportul, cazare, masă și alte treburi. Deci, ăsta e sprijinul nostru financiar. Mai este încă ceva pe care trebuie să anunț și să mulțumesc celor care au făcut și au completat acele declarații de 2%. Prin aceste declarații de 2%, Forumul Democrat al Germanilor Bacău a primit anul ăsta nici mai mult, nici mai puțin, de 2000 și aproape 200 de lei. Care pentru noi este o sumă foarte bună, pentru că, după cum știți, la fiecare proiect trebuie să punem bani, adică partea contribuției din partea forumului. Și avem de unde pune, pentru că v-am spus cu cotizația care strânge, băi, hai să spun câteva, mai 1.000, 2.000 de lei, ca nu avem mare speranță. Plus că se pot face și sponsorizări și donații de către persoane fizice, dar până acum avem una singură de-a noastră. În continuare, vă dorim poftă bună. Puteți să discutați de dumneavoastră, care nu vă cunoașteți, să vă cunoașteți. Și după masă, vor intra colegii de la Ajut, la un program și Tsoai la Tsoai, cred că va prezenta un scurt program. Mulțumim! După cum vă amintiți, cel mai mare eveniment organizat